Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Vlad Petreanu, bună dimineața! Bună dimineața, Pastia Luca! Ai putea fi, iată, pionier în această nouă sifoniadă, denunțarea cetățenilor care fac răutăți în trafic. Păi să scoatem din trafic oamenii periculoși, ai nebunii, nu nicio sifoniadă. Da, deci nu puteți să credeți, de-abia s-a dat, s-a aprobat să putem să turnăm Dumnezeu drăguțul ceilalți participanți la trafic ce fac răutăți. Și că lui Vlad s-a și cum veneam eu în dimineața asta regulamentar spre... În dimineața asta am zis să intru și eu pe autostradă, de centură, pe bucățica de autostradă care se conectează cu bucățica de A3 și care te duce pe undeva prin Pipera și poți să vii la radio, că noi avem de situația ta, ce să mai... Și am venit, am zis, mai merg pe DN1, care e foarte aglomerat de la un timp, pentru că m-am plecat mai de devreme, zic, hai să mă apuc pe autostradă, am apucat pe autostradă și cum mergeam eu cu limita de viteză ușor peste 130, deci limita acceptată pe autostrada A3 spre redacție, un domn în spate cu o mașină tip Renault Laguna, bă, dacă nu m-a presat ăla, deci... La un metru în spatele mașinii avem. La un metru în spatele mașinii, ceva absolut uluitor. Și te-a uluit că merge cu asemenea viteză o mașină tip Renault, că ei dat marca... Da, marca. Am avut și eu pe vremuri Renault Laguna, de aceea am o oarecare nostalgie, știi? Deci nu... cumva la ei... Și nu mă așteptam să meargă atât de tare. Are și o notă bună. Da. Da, ce nu, asta nu știe... Deci, asta e o răutate, că și eu dacă mă vezi cu asta mea mică... Da. Lumea mă consideră insignifiant pe stradă. Și noi avem o problemă. Problema e că chiar și pe A3, la ora respectivă, se mergea în coloană pe toate benzile. Adică, totuși, m-aș fi dat deoparte, dar nu prea aveam unde, că erau mașini și pe dreapta și pe cealaltă dreapta. Adică, era nasol, era aglomerat. Și asta cred că o făcea pur și simplu de amuzament, pentru că în fața mea erau alte mașini. Adică nu era ca și cum... Nu sunt unii care chiar sunt idioți, da, știi? Adică total tâmpit. Na, și bine ți-a atras atenția, că știi cum e, uite, vezi de ce e nedrept, că dacă avea Mercedes sau BMW, nu se mai părea nimic exotic, așa, știi? Și ziceai, na. Bă, nu spuneam alt... și dacă era Mercedes sau BMW. Ți-a rămas asta cu Renault. Nu spuneai, dar era mai puțin interesant. Nu contează, oricum. Ideea e că, în fine, toată treaba m-a presat de câteva ori, după care s-a băgat pe undeva prin dreapta, nu știu ce a făcut, a dispărut din peisaj. Numai că eu am cameră pe mașină, inclusiv pe spate. Nu cred că ți-a pus pe spate. Ba da, sunt camere duale. Și am cameră pe față și pe spate. Și nu știu ce să fac acum, pentru că de astăzi, adică de fapt de ieri... Denunț-l! Denunț-l! Da. Mă, să-l denunț sau nu? Da. Adică el se încadrează, intri pe site-ul https://hub, ăștia au... Asta paranteză. Deci polițiștii cred că sunt super îngrijorați acum, că ei o să primească foarte multe reclamații. În primul rând, ca să faci reclamație, trebuie să intri pe un site care are o denumire de asta, hub.mei.gov.ro. Deja e complicat, nu mai pierdut. Deci jumate au zis ea că nu mai e, cu puncte, cu chestii, cu nu știu ce. Și când intri pe site-ul respectiv, trebuie să cauți sesizările rutiere. Aici e un portal de servicii și informații la nivelul MEAI, așa se cheamă. Unde ai? Pașapoarte, carte de identitate, permis de conducere, certificat de cazier judiciar, învățământ, avize, MEAI, eliberarea apostilei, whatever înseamnă asta. Da. Și pe ultimul loc, undeva în capăt de tot, sesizări, abateri rutiere. Și aici, dacă dai click pe sesizări, te și anunță, trebuie să ai cont validat, dai click și intri pe sesizarea abateri rutiere, unde trebuie să completezi niște date, trebuie să te loghezi, să ai cont, mergi și cu contul de ghiseu.ro și după aia poți să alegi ce infracțiune sau contravenție vrei să semnalizezi, să sesizezi. Și sunt mai multe. Comportament agresiv, întoarcere autoficul cu frână de ajutor. Adică când mergi și pac, tragi frână de mână, te învârți. Înțelegi? Nu știu, este o opțiune. Pornirea de pe loc prin patinarea excesivă în gol a roților motoare. Plecare cu scârți, cum se zice. Și asta e rău. Ce e? Comportament agresiv. Ai categorii pe care poți să le sesizezi. Okay. Să le reclam. Comportament agresiv. Distanța redusă față de un alt vehicul de natură a intimidat conducătorul. Asta ești eu. Da. Eu m-am simțit intimidat dimineața asta de domnul ăsta. Dar nu suficient că vă zâmbești. Am mărit. Păi acum m-am auzit, știi, că mă gândesc ce să fac. Puțin. Mă, m-a intimidat. M-a intimidat astfel încât, potrivit regulilor de conducere defensivă, am mărit ușurel distanța față de vehiculul din față, astfel încât în cazul în care ăla pune o frână bruscă, să-mi cetinesc ușor ca să nu mă lovească la din spate. Chestie care pe ăla de spate cred că l-a enervat și mai rău. Păi ce face ăsta, mă, încetinește în loc să accelereze când eu îl presez, știi? Și mai sunt și altele, reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv și așa mai departe. Deci astea sunt sesizările pe care le poți face. Eu o să pun filmarea pe Facebook. Pe pagina mea. Dar nu-i tot una. Mă întreb poporul dacă să reclam sau nu. A, e foarte bine asta, da. Nu știu, că poate alții zic că nu merită toată bătaia de cap. Din ce ai descris tu acolo, pare că trebuie să fii foarte determinat să faci asta? Un act ăsta de... A, da, mai e o chestie. Deci, odată, polițiștii au acest site care e complicat, numai să scrii adresa e bătaie de cap. Și deja asta cu făcutul de cont, pe mine, de exemplu, mă blochează. Trebuie să ai cont. Poți să intri orice contul... spanac, acum trebuie să faci un cont. Trebuie să ai cont, poți să intri, mergi și cu contul de pe ghiseu.ro. Păi nu ca și cum toată lumea are cont. Așa e, bun, îți faci cont. Când depui sesizarea respectivă, am văzut o declarație unui polițist aseară care zicea să nu depuneți mai mult de una pe lună. Eu cred că ăștia sunt disperați, că toată lumea o să depună. Ceea ce spune ceva. În momentul în care poliția face apel să nu depuneți mai mult de una pe lună, da, înseamnă că poliția se așteaptă să fie foarte multe astfel de sesizări. Asta e serios ce spun acum. Și înseamnă că poliția știe ce mizerii se întâmplă în trafic. Evident, și se gândesc că, aoleu, acum dacă toți o să spună ce mizerii sunt în trafic, o să ne dea bătăi de cap, că noi va trebui să rezolvăm problemele astea. Deci asta mi se pare o mizerie, ca poliția să știe că în trafic se conduce atât de agresiv. Stai, mă, și puțin. Când vine momentul ca oamenii să se sesizeze, ei să spună, aoleu, ce să faceți? Păi o să ne sesizați acum? Chiar o să va trebui să facem ceva? Bine, nu poliția ți-a pus la dispoziție asta. Băi, aici nu chiar deci poliția. Deci au fost bine intenționați. Dar nu cred că poliția a vrut, s-a schimbat legea. Deci parlamentarii nenorociți au schimbat legea, astfel încât poliția trebuie să facă asta acum. Înțelegi? Ei n-ar fi vrut. Bine, adevărul e că eu, de exemplu, dacă aș avea cameră, nervi, timp să stau să fac reclamații de-astea, eu aș putea, într-adevăr, să depun 7-8 pe zi, numai cu de-aia care sunt staționați pe prima bandă. Știi că ăștia-s moartea mea. Eu mai nu puțin... cred că ai pe prima bandă comportament agresiv, îmi pare rău. Păi nu, păi ce, numai cu nu comportament este agresiv putem denunța? Da. Pentru început, ca să vedem cum merge treaba, sau nu, asta e forever? Așa e legea, deplasarea succesivă de pe bandă pe alta, reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv, folosirea repetată a semnalelor, deci claxon, flash-uri, bătaie de-aia cu motocicletă, mașină, cletă sau moped, numai cu una, adică wheelie, mersul cu spatele cu un vehicul în scopul intimidării altora, realizarea unui derapaj controlat pentru întoarcere și accelerarea repetată a motorului. Moment, sunt oameni care merg cu spatele ca să intimideze pe alții? Aparent, da. Există această opțiune. Da. Dacă te-ai intimidat unul că mergea cu spatele, poți să-l reclami. Ăsta e nebun, merge cu spatele. Da. Și încă ceva. După ce alegi și îți treci datele și ora și locul și pui mei miliarde de date, trebuie să poți să adaugi înregistrare, video, mărime maximă 50 de mega. 50 de mega filma Nokia 3310 acum 20 de ani. Deci filmarea cu... De exemplu, filmarea ta cât are, știi? Trebuie să o editez să văd cât are. Dar bucățile, cele două bucăți de filmare în care ăla mă presează, că le-am descărcat, au 1 giga. Deci 50 de mega trebuie să intri, practic, într-un editor video și să tai bucățica respectivă și să editezi și să micșorezi. Adică chiar trebuie să muncești ca să faci o reclamație. Asta zic, deci trebuie să fii foarte hotărât să-l denunți pe unul. Adică să te fi scos din minți cu adevărat. Și plus de asta, nici nu știi care va fi outcome-ul. Da, nu știi. Dacă te cheamă la poliție, se pune față în față cu ăla, te cheamă și pe la proces. Te lasă singur într-o cameră să te înțelegi cu ăla, ăla te bate, știi? Nu știu ce se întâmplă, dar uite, da, asta e un subiect despre care cred că putem vorbi în dimineața asta. Care e ultima întâmplare din trafic prin care ai trecut și pe care ai fi raportat-o dacă ar fi fost? Ai avut un incident de genul ăsta? Prietene, 0372 069599, sună-ne și spune-ne dacă ai vrea să raportezi ceva, sau poate chiar acum, când vorbim, se întâmplă ceva, observi ceva în trafic și ai vrea să raportezi. 0372 069599, numărul nostru de telefon, și mesaje audio, dacă ți-e mai simplu, 0728 312 322. Toată lumea e pregătită să facă denunțuri. Neața, dragilor! Eu am avut un accident în februarie, am filmat tot accidentul, a fugit de la locul accidentului, mașina mea parcată, a fugit de la locul accidentului, știe persoana, poliția, știe persoana care a lovit, mașina care a lovit, număr de matriculare, Din februarie până acum nu l-au găsit. N-au găsit mașina, n-au găsit șoferul. Mm-hmm. Așa că... Misterul de pe Elm Street. Nu, dar e bună observația lui, știi? Da, da, că tu te chinui să faci fișier de 50 de mega, să-ți faci cont, să-l încari, să dai de cap, să nu știu ce, și care e finalitatea. Da, că... dar nu e chiar așa, pentru că acum avem o instituție care are obligația să reacționeze și asupra căreia putem face presiuni. Până acum era, noi vedeam în trafic și cu asta ce? Ne uitam noi unii la alții cum merge unul ca bezmeticul și ce puteai să faci? Să suni la 112 și să spui, păi până când interveneau ăia, toată treaba era plecată de mult. Sigur, dar acum este o instituție care, repet, are obligația să reacționeze, este plătită pentru asta, nu va face, în multe cazuri, dar asupra căreia putem face presiuni. Corect. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața! Oh, salut! Ești pregătit să faci denunțuri? Niciodată, dar în schimb am pățit-o eu ca șofer să mă denunțe un biciclist căruia între Ștefan cel Mare și Lizeanu se află o pistă de biciclete pe margine, pe partea dreaptă. Da. Nina a lăsat geamul jos, doar i-am indicat și am arătat că ai merge mult mai în siguranță pe acolo decât pe șosea. Mergând paralel cu mine, am ajuns aproape de Lizeanu. Acolo s-a hotărât omul frustrat, fiind de indicația mea, să spună câte ceva. Nu pot să reproduc ce. Așa. Ce credeți? Că m-am trezit că eu am fost cel reclamat, am fost chemat la DRPC, la Audiște, și bineînțeles că cei de la Audiște au zis, domne, vă credem pe cuvânt, știți cum este... Dumneavoastră poate a zis, el a zis... Stai puțin, okay, că tocmai asta e ideea. El bănuiesc că n-a avut cameră pe cască sau ceva, adică nu te-a filmat. Nu. Atunci nu era în vigoare ceea ce de ieri a intrat. Pe asta vorbim. Dar acum. Eu văd că rezolvarea va fi în felul următor. La început, așa cum s-a întâmplat și în cazul meu, vor fi mulți, dom'le, să mai repete că așa s-a procedat în cazul meu. Nu se mai repete, dați o declarație cum că nu se va mai repeta ceea ce am făcut și eu, am scris acolo, am completat un chestionar tipizat în care mi-am luat angajamentul, cu toate că eu nu i-am zis, doar i-am indicat și am arătat cu mâna. Am înțeles, da. De partea dreaptă. Da, și ca de obicei la prima batere îți dă un avertisment, nu se trece direct la sancționare. Daniel, mulțumim pentru... Telefon, iartă-ne, dar avem foarte multe mesaje și telefoane în dimineața asta. Hai să vedem ce ești Mihai. Bună dimineața, Mihai. Bună, Mihai. Bună dimineața. Salut, Mihai. E greu așa când intervin cu cazuri particulare în care apar tot felul de aspecte care trebuie abordate din anumite unghiuri. Da. Poliția e obligată să răspundă sesizărilor și bănuiesc că biciclistul a scris un mail și bineînțeles că au respectat această obligație. Dar voiam să mă refer la faptul că ce spunea Vlad mai devreme, în sfârșit avem o modalitate prin care putem oficial să sesizăm lucrurile astea. Dacă nu vom face, și nu vom fi mulți care să o facem, vor avea un pretext să o desfințeze și pe asta. În primul rând, politicienii vor spune, nu-i de interes, găsim o variantă să o anulăm. Poliția, la rândul ei, pentru că n-are mijloace tehnice suficiente la momentul ăsta, de asta și merg pe fișiere mici, așa, pentru că n-au încă... Și dacă lumea nu-și arată interesul pentru astfel de chestie, vom scăpa cel mai bun prilej de a termina, poate că e prea exagerat termenul, dar de a scăpa de bivolii nesimțiți din trafic. Da, bună observație. Suntem nemulțumiți de comportamentele ăstora. Da, mulțumim foarte mult. Nu știu dacă chiar să scăpăm, dar măcar să mai... Problema e că oamenii ăștia care conduc agresiv în trafic, sincer, ei nu înțeleg, ei conduc o armă încărcată. Adică în cazul unui accident, mai ales la viteze mari, că se pun în pericol pe ei, ok, dar riscă să omoare oamenii din jurul lor. Și ei, repet ce am spus de atâtea ori, trebuie scoși din trafic. Mașina este un mijloc de transport. Nu este un instrument să faci acrobații. Dacă vrei să te dai tare, te duci și te dai pe circuit, că se pot închiria circuite, te duci și te dai acolo. Uite o speță interesantă. No, am lăsat de curând o mașină să treacă în fața mea la semafor, se încadra de pe altă bandă și un domn din spate mă tot claxona, dar ăsta a blocat traficul, am zis că trebuie să-l las, că... Na. Și mă claxona domnul din spate, foarte supărat. A mers după mine, pentru că erau două semafoare de trecut consecutive, și a mers după mine, a intrat în depășire, după care a tras dreapta de volan în lateral, în mașina mea. Iar eu am intrat cu roțile în bordură, pentru că, bineînțeles, m-am speriat. Dar ce aș face în situația asta, pentru că nu e ca și cum am camere laterale. Corect, da. Sunt și tâmpit, deci s-a enervat că doamna l-a lăsat pe ăla să se bage și l-a luat capul așa de rău încât s-a dus să tragă de volan să o bage pe femeia asta în pădure. Mai țineți minte, a fost un incident la podul Băneasa, în București, când un domn cu nu știu ce SUV, enervat că ăla de în față nu s-a dat suficient de repede, s-a urcat peste el și pe ăla l-a trimis în piciorul podului. Aia s-a lăsat cu un dosar penal pentru tentativă de omor și tipul respectiv a luat și o pedeapsă cu închisoare, nu mai ținte dacă e cu executare sau nu. Dar evident că trebuie să reacționăm la astfel de lucruri. Apropo de primul nostru interlocutor, dacă o să faci denunțuri, întrebi și tu așa, și niciodată nu-ți fac. Bă, știi ce? Înseamnă că dacă nu faci denunțuri, înseamnă că îți convine să conduci, să fii în trafic cu astfel de nebuni în jurul tău. Corect. Dan, bună dimineața! Dan! Nu ne aude? Da, salut, Dan, te rog. Bună dimineața tuturor. Te rog, Dan. Acum două seri am fost, cu ghilimelele de rigoare, împins de o altă mașină pe linia de tramvai, pentru că el pe banda 1 avea mașini parcate și, efectiv, pe mine de pe banda 2 m-am împins pe linia de tramvai ca să intre el în față și să, bineînțeles, să demareze, să plece mai departe în mare viteză. Da, poftim. Da. În altă ordine de idei, nu înțeleg de ce, dacă tot Bucureștiul tot are atâtea camere de supraveghere a intersecțiilor, de ce nu sunt folosite și, nu numai ca supraveghere, ci și pentru a înregistra și dovedi că unii șoferi încalcă grav legislația, cum ar fi depășesc refugiul prin partea stângă, depășesc coloana de mașini staționată la semafor, intră pe linia tramvai, fac viraje pe străzi unde intrarea e cu sens unic, strada respectivă, și totuși intră pe acele străzi. Nu înțeleg de ce... Mai multe camere de supraveghere, nu trebuie să scoți agentul în ploaie, în soare, în zăpadă, dar poți să-l pui într-un birou unde să aibă, nu știu, undeva la 6-8 monitoare, intersecții importante, unde mai mult ca sigur că și ei știu că se întâmplă astfel de lucruri și trebuie sancționați acei șoferi. Iar amenziile în România nu sunt mici. Problema în România legată de amenzi este că nu se aplică legea. Să se dea amendă. L-ai prins de 50 de ori pe zi. De 50 de amenzi trebuie să primească acel șofer. Bine, Dan e foarte pornit și are dreptate să fie așa. Adevărat că sunt atât de multe situații neplăcute în trafic. Bună dimineața! Da, aș raporta dacă aș ști că se întâmplă ceva. Dar băieți, sunt să pod aici la promenada, să intru pe Bacul Băcărescu. O basculantă a făcut pur și simplu o întoarcere de 360 de grade fără să-i pese stânga-dreapta. Și ați mai observat ceva? Nu e niciun polițist în trafic dimineața, în nicio intersecție, pe nicăieri. Atunci cum să rezolve ei situațiile raportate la HHH și bla bla bla? Vă pup, o zi bună! Dar nu se mai poartă asta, mulțumim, cu polițistul în intersecția, am stabilit-o. E clară, e de modă veche. Să știi că am senzația că pe la ora 6 se face schimbul de tură la poliția rutieră. Și atunci când, nu știu dacă mai e ora asta, poate ne confirmă sau nu, un polițist rutier, dar când locuiam în oraș, treceam cu mașina, când veneam la radio, treceam pe lângă Udriște. Erau la mașini de poliție care veneau la Udriște la ora aia. E posibil, da. Dar oricum, în intersecții nu mai stau, e clar. Cristi, bună dimineața, mai avem... S-a dus Cristi? Bine, Cristi, îmi pare rău. Oricum mai aveam doar 30 de secunde, ar fi trebuit să dăm pe fugă pe Cristi. Da. Să curești ce se întâmplă. O să pun filmarea asta pe... Uite, zice, acum în intersecție la Unirii sunt polițiști. Pun filmarea pe Facebook și vorbim și acolo. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.